Sunt încântat cu invitația de a participa la această conferință de presă. Recording in progress. Mă bucur să anunț că găzduim în orașul nostru o caravană care are scopul de a veni în sprijinul sănătății publice, în primul rând. Pentru că este cel mai important lucru și cel mai eficient să tratezi și nu să previi și nu să tratezi. Adesea, când ne referim la Institutul Regional de Oncologie, de cele mai multe ori poveștile care au legătură cu această instituție medicală este neimportantă la nivelul regiunii. În general, poveștile care implică IRO nu sunt cu final fericite. Însă, această caravană are scopul de a preveni, de a diagnostica și de a trata eventualele boli descoperite precoce. Mă bucur să iau alături pe doamna director a Institutului Regional de Oncologie, doamna Mirela Grosu, pe coordonatorul proiectului de prevenire a cancerului de col uterin la nivel regiunii Nord-Est, domnul Laurențiu Bontaș, și pe domnul Radu Țuțu, reprezentantul partenerului din proiect. O să le dau cuvântul pe rând fiecăruia și eu fac doar un apel către toate doamnele, către toate pietrencele și către locuitoare din vecinătatea orașului, să vină și să folosească această oportunitate și să se testeze. Vă rog, doamnă director. Vreau să ne asumiți în casa dumneavoastră. Aveți în față reprezentanții de la Institutul Regional de Oncologie care au venit în orașul dumneavoastră astăzi și la primăria din Piatra Neamț să prezinte un proiect Este vorba de un proiect de screening pentru depistarea cancerului de col uterin. Am semnat contractul de finanțare în urmă cu mai bine de un an și jumătate. El are o valoare de 12 milioane de euro. Un grup țintă de 170 de mii de femei de 24 și 69 de ani. El se implementează în zona de nord, în regiunea de nord-est. Și astăzi suntem la dumneavoastră pentru a populariza acest proiect. Noi desfășurăm activitate de screening după primii, cred că, 2 sau 3 ani de înființare institutului, pentru că, așa cum a spus domnul primar, este mai ușor să previi decât să tratezi. Atunci noi am încercat să punem un accent deosebit pe partea de prevenție, pe partea de screening. Am avut și norocul să putem depune cele două proiecte, de fapt vă vorbesc astăzi despre două proiecte. Acum despre proiectul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin, care se derulează în zona de regiunea de Nord-Est, în cele 6 județe. Noi am mai fost în județul dumneavoastră nu de puține ori pentru screeningul de col uterin, desfășurat un program național finanțat de Ministerul Sănătății, de la bugetul de stat. Încercăm să venim în întâlnirea femeilor din mediul rural, în zonele defavorizate. Vrem să ajungem aproape de dânsele, pentru că știm că ajung destul de greu la un medic ginecolog, la un familie de specialitate pentru un test, Papa Nicolau sau HPV. Am fost în localități din mediul rural, destul de aproape de Iași, și am întrebat femeile când au fost ultima dată la control și am avut surpriza să aflu, femeie fiind și eu, că nu au fost niciodată la un control ginecologic sau de când au mai născut și aveau o anumită vârstă. Este foarte important să depistezi ovarele la timp, pentru că și că noi, cei care lucrăm la Institutul Oncologic, ne ajută foarte mult în tratamentul acestei boli, chirurgicale sau din punct de vedere medical. Este foarte bine să iei ovarea din timp ca să crești calitatea vieții, pentru că este suficient de greu pentru o femeie să afle care cancer, să te
treacă pentru un astfel de tratament. Vreau să contrazic puțin pe domnul primar și să spun că nu sunt doar povești despre televizorul oncologic. Eu am 10 ani de tratament acum și ușa mea este deschisă tot timpul și circul destul de mult prin institut și mă întâlnesc cu persoane, bebei sau bărbați care sunt la noi în tratament și în evidență de ani zile, de aproape 10 ani. Persoane care au beneficiat de tratament la institut sunt în evidență și se întorc periodic la 6 luni sau un an de zile sau chiar la 2 ani de zile pentru controle periodice. Că am un pacient care este exact în județul dumneavoastră, cred că a venit la noi undeva prin 2013, un cancer de colon, foarte bine operat și tratat. Și cred că în urmă, cu vreo 2-3 săptămâni, că a venit la mine, sau de fapt că nu știu ce sunt bine, am venit doar să vă văd. Este foarte important să ajungem să avem cât mai multe persoane de acest fel care să fie, dacă au nenorocul să aibă această boală, să fie depistată la timp. Este un proiect cu fonduri nerambursabile. Ne deplasăm în toate zonele la care se ajunge mai greu sau femeile ajung mai greu la medic. Se decontează informarea, recoltarea de material cervical, testarea de laborator, iar apoi, dacă este pozitiv, se decontează și celelalte servicii medicale, chiar dacă persoana din grupul țintă este neasigurată. Avem lângă noi o asociație care se ocupă de partea de mobilizare și depinde foarte mult de dumnealor, în așa fel încât să reușim să ne atingem targetul. 170.000 de femei în 2 ani și jumătate este foarte mult. Avem nevoie de presa scrisă și audio-vizual ca să popularizeze acest proiect și să intre în proiect toți cei care ar putea să desfășoare acest serviciu medical, însemnând medici de familie, cabinete ginecologice, spitale. O singură condiție este să se afle în contract cu casa de asigurare, adică să respecte niște standarde de calitate a serviciilor. În rest, orice unitate medicală autorizată poate să intre în acest proiect, să desfășoare activitate medicală de screening, plătită, bineînțeles. Vreau să vă spun câteva cuvinte și despre celălalt proiect, apoi despre date statistice și mai multe date medicale o să vă prezint de domnul dr. Pontaș, care este coordonatorul proiectului și medic primar ginecolog. Noi mai avem un proiect în implementare și el se va derula, să zicem, mai intens începând din luna februarie anul viitor. Este un proiect derulat tot cu fonduri nerambursabile pentru depistarea cancerului de sân. El se va implementa pe zona de nord, regiunea de nord-est și sud-est, deci pe jumătate din țară. Acest proiect noi am derulat procedurile de achiziții și acum este pe linia de fabricație un cap-reactor, un mini-tir dotat cu un mamograf mobil. Încercăm să trimitem această unitate mobilă la fel în mediul rural, în zonele greu accesibile și să lăsăm unitatea mobilă câteva zile acolo, în așa fel încât cât mai multe femei să poată beneficia de screeningul mamar. Astăzi tema noastră este screeningul de col uterin și voiam să vă spun, cred că am uitat. Astăzi suntem la dumneavoastră cu două unități mobile pentru recoltarea de material cervical. Cele două unități mobile sunt achiziționate de Ministerul Sănătății printr-un proiect al Băncii Mondiale. Sunt utile cele două unități mobile și suntem singurul centru din țară care avem două unități mobile, celelalte centre au cu o singură unitate. Și avem două unități mobile și am primit cele două pentru că Ministerul Sănătății a văzut că în regiunea de nord-est se acordă o atenție deosebită screeningului. Femeile sunt deschise la a se adresa acestui tip de serviciu și este foarte important pentru noi să mergem încă o dată acolo unde nu există servicii medicale foarte bine dezvoltate.
am să îl rog pe domnul doctor să vă spună câteva cuvinte din punct de vedere medical și date statistice și după aceea, dacă aveți întrebări, eu vă răspund. Da. Din păcate, cancer de cord uterin la femeia